O femeie în vârstă de 42 de ani a ajuns la spital după ce a fost năucită în bătaie de concubin, lovind-o cu pumnii și picioarele și chiar a tăiat-o pe mâini cu un cuțit. Se pare că totul s-a întâmplat într-o stație de taxi din municipiul Târgoviște și, potrivit femeii, concubinul devine agresiv pe fondul consumului de băuturi alcoolice. La băutură! Cum? La băutură! La băutură s-a îmbătat, v-a tăiat cu cuțitul, ce-a făcut? Da, uitați ce mi-a la mână și uitați în cealță. Dar v-a mai tăiat, nu-i prima dată. Mie, nu stop ce mă bate, mă tăiesc, mă face cum vrea el. Și a zis că cu el să nu mai stau și mai mult. Când azi... asta vă duceți. Dar ce are cu dumneavoastră? Ai iure. Îl iubiți? Nu, nu mai gata, că nu mai pot să poate trăi. Dacă tot vă bate mereu, de ce vă duceți înapoi la el? N-a zis că vie... poate să-l liniștește, dar acum gata că nu mai pot să mai stau cu el. Cei doi, femeia din Ialomița și bărbatul în vârstă de 39 de ani, trăiesc împreună în comuna Brănești, la domiciliul părinților bărbatului. Acesta din urmă a cerut și el să fie îngrijit de medici, deoarece susține că femeia a început să dea în el. Atunci, de disperare, s-a gândit să o bată și el. Mai mult, acesta susține că femeia s-a tăiat singură pe mâini. Am venit cu ea la soacră mea și la soacră la București, acasă. Am urcut o bere la masă. Mă gelozește că trebuie să la Mariana. Eu am probleme. Eu sunt bolnav. Sunt bolnav cu capul. M-a dat cu capul de ciment. Așa și cu inima. Ia te-a văzut. M-a dat, mi-a dat cu picior, m-a dat cu capul de ciment. La poliția asta, n-ai ce să... Nu cauză. Și apoi tu ce? Ai bătut-o și tu? Ai bătut-o și tu? Deci ea da prima. Păi ești plin de sânge, de sângele ăsta de unde e pe tine? Păi da, tocmai. E de la tine sau de la ea? De la mine. La păi de la ea e. Ești un băiat rău, e la mine. Păi de la ea. De la ea. Dar cine e? Păi eu te... Dacă e pușcăria așa, s-a tăiat cu sticle, a spart sticlele, vede, pa, roșa, s-a tăiat pe mâini și alea. Hai că s-a tăiat, dar la față, că e un fată toată desfigurată, cine a desfigurat? Nu, ce? Dacă am văzut-o jos cu alții. Hai, fata, vină cu aia, cu tani. A, ați mângâiat-o și... Nimic. Când a început să mă ia la picioare de jos, să învârtească ca să face așa. Am înnebunit și eu, normal. De bărbat să fii. De ce a dat? De lăpros să fii, tot. Îți vine zăpăceaua. Le-ai mai bătut-o, e prima dată? De când? De când sunteți împreună? De un an. Cei doi trăiesc în concubinaj de un an, potrivit spuselor bărbatului, în comuna Brănești, la domiciliul părinților acestuia. Femeia recunoaște că nu este pentru prima dată când mănâncă bătaie. Aceasta a rămas internată în spital și a declarat presei că nu mai vrea să se întoarcă acasă la concubin, fiind sătulă de scandaluri și bătăi. Polițiștii continuă cercetările în acest caz, iar bărbatul, care a primit îngrijiri medicale, a fost condus la poliție, unde a fost audiat pe parcursul nopții. Pe fondul consumului de alcool și a unor neînțelegeri familiale a izbucnit un conflict spontan între doi concubini, ocazie cu care aceștia și-au aplicat mai multe lovituri. Persoanele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a comis evenimentul, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluție legală prin parchet.